Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, vă spune Liviu Dumitraș, cu realizatorul emisiunii. După cum v-am obișnuit, pentru evenimentul Seniorii Petrolului Românesc 5 ani de zile, deocamdată, am solicitat mai multor colaboratori o rostire de suflet. Să-i ascultăm! De la început vreau să vă spun că sunt onorat de invitația de a-mi exprima câteva gânduri privitoare la emisiunea Seniorul Petrolului de la televiziunea Valea Prahovei. Emisiunea Seniorii Petrolului, realizată cu har, blândețe și talent de profesor Liviu Dumitrașcu, este o emisiune cu petroliști, despre petroliști. Serialul se adresează nu numai petroliștilor, dar și publicului larg, bucurându-se de o audiență serioasă. Dialogul relaxat în care desfășoară emisiunea dă posibilitatea invitatului să-și arate cu sinceritate nu numai latura profesională, dar și cea umană. Cred că dacă s-ar face un montaj profesionist din emisiunile celor 5 ani, am avea mii de pagini de istorie a petroliștilor, scrisă de ei înșiși. Am găsit aici, din relatările invitaților, documente vii, autentice, privind starea socială a petroliștilor și preocupările lor, problemele tehnice și rezolvarea lor, problemele economice și comerciale ale industriei de petrol. Dacă avem istoria petroliștilor, avem istoria petrolului românesc. Dacă avem istoria petrolului românesc, avem ceea ce numim acum pole position în economie și istoria României. O trăsătură comună a tuturor invitaților a fost sinceritatea și modestia cu care au relatat faptele din viața lor. Aceasta contribuie, bineînțeles, la aprecierea unanimă a emisiunii. Seniorii Petrolului are și o componentă educațională, prin faptul că tinerii pot analiza și învăța din poveștile invitaților sau chiar aș alege modele. De asemenea, cred că o emisiune ca Juniorii Petrolului, cu motoul Știința meseriei curge ca mierea, n-ar fi rea. O calitate de excepție a serialului de emisiuni Seniorii Petrolului este aceea că invitații reprezintă toate domeniile, treptele ce compun procesul de valorificare a petrolului ca resursă minerală importantă a României. A fost abordată foarte bine prima treaptă, adică învățământul. Invitații au arătat că învățarea, instruirea trebuie să fie permanentă, să rămână ca obicei chiar după pensionare. Apoi domeniile geologice, geofizice, foraj, extracție, transport, rafinare, însoțite, bineînțeles, de mecano-energetică, automatizare, tehnologia informației, cercetare, proiectare, compun întreg spectrul abordat în tematica emisiunilor. O analiză a emisiunilor în ansamblul lor dezvăluie relația de dependență funcțională între aceste domenii, dar mai ales între oamenii lor. Dintre temele abordate de specialiști care au fost invitați, se desprind unele ca un semn mare de întrebare. Una de mare actualitate este formulată de invitați ca înstrăinarea petrolului românesc. Acum când legea offshore, adică totuși o lege a petrolului, respectiv a gazelor, care nu face altceva decât să definitiveze privatizarea zăcămintelor din Marea Neagră, se află în fază finală de elaborare și avizare. Ne întrebăm, noi petroliștii români suntem întrebați
ce și cum? Dacă da, e bine. Dacă nu, e rău. Dar dacă suntem întrebați ca în 2004, adică formal, este foarte, foarte rău. Ca participant în Comisia Locală de Audiere a Soluțiilor de Dezvoltare, Redezvoltare a Zăcămintelor, propuse de companiile participante la licitația pentru privatizarea Petrom în 2004, afirm că, indiferent de aprecierea noastră, câștigătorul era prestabilit. Delegația americană de la compania Oxy California, cea mai îndreptățită după noi să câștige, îmi spunea cu mult timp înainte: știm câștigătorul, este OMV. Totul era formal, de ochii lumii. Nu contest condițiile geologice și de negociere politică, cerere ofertă, în care se desfășura acțiunea. Mă tem că și acum definitivarea legii offshore se va face tot în condițiile de negociere politică și conjunctură geopolitică. Spuneam că mă tem, deoarece acum mulți lucrători petroliști au unele nemulțumiri. Dar subliniez în mod special disconfortul nevalorificării pregătirilor profesionale, apreciind că s-a tras cortina peste realizările și potențialul petroliștilor români. O analiză atentă a emisiunilor din acest serial ar fi de mare folos departamentelor de management resurse umane, management rezervor, management producție din companiile OMV Petrom și Romgaz. Un alt merit al emisiunii este acela că aduce în lumina scenei atât specialiști de marcă, cât și pe cei de la gura puțului. Cât de frumos și benefic ar fi să arătăm și colaborarea dintre ei. Dau eu un exemplu. Colaborarea mea, adică a sucursalei Petrom Târgoviște, cu un colectiv IPG Ploiești, condus de profesorul Alexandru Soare, a dus la descoperirea unui zăcământ de petrol în 1998. Închei urând viață lungă, felicitări și sănătate realizatorului ei, domnul profesor doctor inginer Liviu Dumitrașcu, cât și echipei sale de realizare. Mulțumesc! Stimați spectatori, invitatul meu din această emisiune este mai veche cunoștință de a dumneavoastră, domnul inginer Cetin Recep. Da, este corect. Bine ați revenit la noi, de această dată într-un alt ciclu și sunt bucuros, onorat că ați spus da, ciclu pe care noi l-am intitulat Amintiri cu petroliști. Domnul inginer, suntem nerăbdători să aflăm în această emisiune cu ce amintiri ați rămas din viața dumneavoastră de petrolist, sigur, urmând foaia de parcurs a emisiunii. Pentru început, vă rog să vă prezentați telespectatorilor noștri. N-am să o fac eu. Altfel spus, să răspundeți la întrebarea, vă rog, cine sunteți dumneavoastră, domnule inginer? Nu înainte, de-am dat voie să vă amintesc de Ion Minulescu. Știu că vă place literatura. O să citesc o parte din poezia lui: nu sunt ce par a fi. Se poate? Nu sunt ce par a fi. Nu sunt nimic din ce aș fi vrut să fiu. Dar fiindcă m-am născut fără să știu, sau prea curând, sau poate prea târziu, m-am resemnat ca orice bun creștin și n-am rămas decât cel care sunt. Cum vă place? Superb. Haideți acum să ne spuneți dumneavoastră, sigur, reamintindu-ne și de emisiunea trecută, dar în sinteză, cine sunteți dumneavoastră? Și de unde veniți? Îmi pare rău că răspunsul va fi nu pe măsura domnului Ion Minulescu. O să fie în proză, nu? Da, o să fie în proză și puțin mai pragmatic, ca să spun. Petroliștii au atâta proză în ei, dar cu dumneavoastră e un caz special. Vă ascult. Deci, numele Recep Cetin, sunt absolvent al Institutului de Petrol și Gaze, Facultatea Foraj Extracție, ca așa se chema atunci, promoția 1992, și ca un scurt traseu profesional,
Vă rog, chiar, da? Prima angajare da, a fost în țară. Deci intrăm deja în foaia de parcurs, da? Da, păi cam da? Așa să ați completat-o când? Imediat după ce ați ieșit din facultate, da? Da, la, în iunie 6 am dat proiectul de diplomă și pe 5 noiembrie am fost angajat. Perfect. Foarte, deci prima haltă. Prima haltă, da. Prima... Că sunt niște halte, totuși. Absolut, în, sigur. În foaia de parcurs. Primul duș rece al realității, vă spun. Că nu s-a asemănat nimic. Ce am învățat noi la școală sau nu ne-a pregătit cu nimic. Cu realitatea, nu se spune neapărat dură, nu dramatizez, dar complet diferită din teren. Că noi ne așteptam. Dom'le, e simplu, e paharul ăsta, pui apă în el și bei, nu e așa. Cum? Paharul ăsta, de fapt, nu există. Dar trebuie să le iei tu să-ți pun într-o mână de lut, ți-l lucrezi, mai, să fie mai strâm la început, poate o să și picure puțin apă. Ei, cu paharele alea strâmbe am învățat să facem treabă. Sunteți optimist când vedeți un pahar cu apă, vedeți partea, sau cu ce-o fi, și adevărul doar în vin, vedeți partea plină a paharului sau partea goală? Ca inginer spun că paharul e de două ori mai mare decât cantitatea de lichid. Frumos! Deci știți să apreciați măsura, da? Da, trebuie, trebuie. Și apoi am avut privilegiu să lucrez pentru 2 ani la Petromar, care... A fost iar un șoc cu realitatea. Aproape de casă? Aproape de casă, dar tehnologia mult mai spectaculoasă. Am ieșit din ceva, din pahare de lut și acum am trecut la pahare de cristal, ca să tot țin în linia cu paharul. Petromar a avut calitatea aceasta de, cu grup de specialiști, a avut scule foarte bune și multe protecții. Care... Aveți o amintire de la Petromar? Oh, da. Amintirea a fost botezul, că... Ca orice activitate pe mare, trebuie să fii botezat. Dacă nu ești botezat, aduci ghinion. Superstiția este la superlativ în, pe mare. Și s-a nimerit să fie chiar de ziua mea, de 15 septembrie și... Suntem în aceea zodie, domnule. Da, fecioare și... Vă rog. Începeau școlile. Începeau școlile. Tata Dumnezeu să râd, a fost născut pe 15 iunie. Mă bucuram mai mult de ziua lui, că intram în vacanță. Decât de ziua mea când începeam școlile. Vă dați seama, era o zi mai mohorâtă. Mi-aduc aminte și cutia de bomboane, care era un eveniment, da. Și în sfârșit ne întoarcem la Petromar. Un... Amintire, am zis. Cei care te botezau erau nași, bineînțeles. Am prins un naș mai retardat, că altfel nu pot să-i spun. Și noi aveam o sondă de injecție... Ții minte și pe acolo 103 se chema, în sfârșit. Avea o presiune de injecție la peste 100 de bar și se folosea o duză de 3 mm pe un furtun de presiune, care noi practic sablam. Vă dați seama, jetul ăla la presiune, aia tai omul în două. Categoric. Și imbecilul ăla n-a găsit și el ceva să mă ude. Tocmai pe ăla a pus mâna și a reușit și noroc că fiind rece totuși septembrie pe mare, aveam o salopetă foarte matlasată, groasă, mi-a absorbit șocul ăla și m-am învârtit cu roțile în sus. Deci botezul care trebuia să fie ca o glumă mai mult. Ca o bucurie. Da, da? Da, așa, te udă și ziua ți-ai restul liber. La mine a fost puțin mai periculoasă. Bine, până a observat cineva ce a vrut să facă, dar a apucat să deja spune jetul pe mine. A regretat autorul? A regretat, n-aș putea spune, nu știu dacă a înțeles ce a făcut. Că vă spun că, mă rog. Era greu. Ciocă. Frumos. Da. Dar, deci n-ați uitat. Da. Deci, n-am uitat. Deci amintiri care stăruie totul. Sigur, da? Sigur. Și zic, uite, de ziua ta... Ce ați învățat din acea activitate de la Petromar? Că erați cu o pregătire deja care se forma. Se forma. Dar am trecut, hai să spun, de pe Dacia tatălui, am trecut pe Jaguarul firmei. Exact șocul ăsta l-am avut. Când mi-a plăcut foarte mult protecția asta a mediului. Toți senzorii dublați, triplați. Inteligenți. O chestie serioasă. Foarte serioasă. Pe Oscar, nu. De exemplu, senzorii de foc mi-au plăcut foarte mult. Deci ca să se declanșeze sistemul de incendii, de sprinklere, erau niște senzori care citeau și ultravioletele și emisia de căldură. Deci dacă fac poze, nu-mi pleacă dușurile de aer. Nu, gândea. Când avea și căldura și ultravioletele declanșate de flacără, atunci... Sigur, ăsta e incendiu și plecăm. Dăm gaze inerte în spații închise sau ploaia de apă în spații deschise sau de spumă, unde era cazul. Deci, la noi, dacă pe uscat avem o manică de incendiu întinsă pe acolo, era lucru mare. Și puteai să deschizi valva și să nu curgă nimic. Nu-și bătea nimeni cap.
Dar pe platformă n-ai voie să faci așa ceva. Ce mai aveți înscris pe foaia de parcurs? Așa, deci Petromaru. După Petromar, o scurtă perioadă la o firmă particulară, care mi-a dat, cum să spun, mi-a deschis orizontul în altă parte, în partea de vame, de negociat cu oamenii, de făcut compensări, că era foarte greu în sistemul acela să scoți banii pentru servicii. Noi eram o firmă mică. 98-2000. La început, apropo, la început. Business to business. Dar noi făceam furaje dirijate, dar eram primii care ieșisem pe piață cu... uitați că nu vine în română. Dirijarea cu cablu. Și plecasem de la multishot-ul acela, un aparat care făcea poze la o anumită adâncime în măsura căderii în prăjini, da? Și, să spun, era cel mai simplist. Înainte a fost cu... Puțin rudimentar. Înainte a fost cu greutatea de plumb pentru verticalitate, pentru unghi, când sapi, și îți trebuia și azimutul. Înainte, pe azimutul, practic, se perfora o chestie de acid și îți dădea azimutul pe o placă de plumb. Imprimarea de acid. După asta a trecut la poze. Un sistem de cameră care făcea poză și poza efectiv o busolă în teren și știai azimutul pe unde te duci, pe unde faci dirijarea, dar toate astea se făceau în puncte. Și punctele, cum să spun, până aici sunt bine. Aici, dacă am luat-o greșit, tendința naturală a zăcământului, că eu nu vă las prafață unde mă duc, și următoarea citire o am greșită, adică nu, citirea este corectă, dar nu pe traseul care mi l-am dorit eu să deviez, trebuie să corectez. Și nu e așa de simplu. E, și a venit stilingul ăsta care a scăpat din aur, care îți permea, avea informații continuă din senzori din pământ și, efectiv, cu niște plăcuți acționate, mă rog, nu mai intru în detalii, cărmeai ansamblu de foraj. Da. S-a ajuns la MWD, mă spus și nu mai intru în detalii. Și, dar și pe partea de meserie, și pe partea am introdus pe piață niște chimicale foarte performante de foraj, de, foarte senzitive în sensul la traversarea zăcământului, că noi, cea mai mare greșeală care o facem, stricăm echilibrul din zăcământ. Prima oară cu prima sondă și primul contact al sapei, să zic, cu zăcământ, cu noroiale noastre, care... Și cheltuiești o grămadă de bani pentru o sondă care am fundat-o cam săpat-o, ca să fiu sigur că nu pleacă peste mine sau nu se dărâmă. Dar rezultatul e o toaletă scumpă, foarte scumpă. Nimic. Da. E, și acum vin la niște chimicale care formau o stradă de ceară, care nu trebuia spălat cu acii. Numai prezența simplă... acestor chimicale era o premieră? În țară, da. În țară. Și Petromul din vremea aceea a fost foarte receptiv. Chiar mi-a plăcut. Nu mă așteptam sincer să fiu. Chiar a fost la un simpozion, am prezentat chimicale astea. Nu spun producătorul. No, cert este că se folosește în zilele noastre. Foarte frumos. Da. Și... și a stat la firmă deci câți ani? Cam 2 ani jumate. Și de ce ați plecat și de ce ați mai fi rămas? He, asta a fost o întrebare foarte bună. Patronul meu de atunci, că era firma particulară, exact aceeași întrebare mi-a pus-o. De ce vrei să pleci? Primul și cuvânt a fost... Și am completat, când apel la Arghezii, de ce ați mai fi rămas? De ce aș mai fi rămas? Să știți că amândouă au răspuns. De ce am plecat? Lumea mare este afară, fără discuții. La noi cea mai rămasă activitate e spre jos, spre depletare, ca să folosesc cuvântul zăcământului. Și lumea afară este jocul mare. Ca și fotbaliști. Se formează aici, se duc pe Santiago Bernabeu sau mai știu eu ce, Maracana. Nu toți. Nu toți. Dar m-am gândit că dacă joc pe stadionul lui Fiorentina să ținem fotbal sau Lazio sau mai știu eu, am șansă să fiu văzut de Juventus sau AC Milan, zic. Cam așa ceva m-am gândit și atunci. Primul era gândirea dumneavoastră? Da. Fără să fiți influențat de Fără să fiu influențat. Din Nibia n-am avut nicio informație. Adică, bă, du-te că e bine acolo, că se câștigă. Nimic, nici de activitate. Și... să zic că am făcut pasul spre Libia pentru un salariu mai bun, bineînțeles. Că... Deci ajungem în Libia? Da. În ce an? În 2016 septembrie, prima zi, primul zbor cu avionul a fost atunci. Și era zbor direct București-Tripoli. Haideți să rămânem în Libia. Vreau să vă mulțumesc că ați adus câteva imagini grăitoare. Ele vorbesc mai mult decât aș spune eu. Iată, Libia, în verde. Vă ascult.
Libia, uitați, și poziția spune tot. În nordul Africii, la malul Mediteranei, când spui Mediterana, te gândești la ulei de măsline, la relaxare, la... E, totuși, zile Libia, de vacanță. Zile de vacanță, da. Acestea le putem găsi în Tunisia, într-adevăr, dar da. Libia a fost pentru noi altceva. A fost, să spun, un prilej de pionerat. Uitați, se văd aici un peisaj, pentru că... Acești spomișori ce sunt acolo? Da. Aceștia, vedeți că se formează, practic, zici că peste tot e nisip, da? Și te gândești de ce nu este uniformă forma asta de vegetație. Ce se întâmplă? Nisipul are o componență ca un fel de praf de lut. La fel de fin cum este cimentul. E, numai acel praf de lut are nutrienții necesari pentru creșterea acestor plante, care sunt salvarea cămilelor. De acord. Da, e, vedeți că Dumnezeu s-a gândit într-un fel. A zis, mă, nu pot să-ți fac în deșert stepă, iarbă deasă. Dar hai că mă gândesc la ceva. Și a făcut praful ăsta de lut, care a dat naștere la aceste plante mai puțin pretențioase, care hrănesc cămile. Și numai vântul separă lutul acesta, îl spală practic, îl separă, cum am zis, din nisipul normal. Sau chiar furtunile. Sau furtunile, bineînțeles. Da, uitați, și toate formele sunt încredite de vânt. Le văd, da. Și pe locuri mici se fac depozite. Și aici este o fotografie cu o mică pauză de răcire a motorului. Acesta este, se pleca din localitatea Ubari, care este în sudul Libiei, unde am avut noi baza noastră a Rompetrolului. Și... Ați plecat prin Rompetrol, da? Da. Mă scuzați că l-am amintit. Da. Și punctul de plecare se cheamă Kirkiba. În zona aia au niște nume care nu au nicio legătură cu araba. Sunt pierdute undeva în timp. Kirkiba nu sună ceva arabesc. Da. Germa. Nu sună... E o localitate în drum, în sfârșit. Mă scap acum... E, și uitați, de obicei că vezi în nisip urme de picioare și ceva rău, înseamnă că cineva ori a rămas înțepenit, ori au probleme cu motorul. Că asta se întâmpla numai cu niște cauciucuri speciale în formă de baloane, se putea traversa deșert. Că e nisip afânat. Nu este... Nu vă gândiți pe nisipul din Mamaia. Acolo aș putea să merg. E vorba de aderență, e vorba da, de... Da, da, da. Și puteți cu frunzi rămâi suspendat. De acord. Și... E, acesta, mașina aceea era în drum spre locul acesta. Acesta este un lac numit Oază, numit Gabraon. La fel, nu sună arabește, nu știu. Dacă stați în lumea arabă, au hâurile alea, au... Nu Gabraon, nu consoane. Da. Este un lac extraordinar de sărat. Dacă vrei să te nești, nu poți. Te ține apa pur și simplu prin densitate, salinitate la suprafață. Și ognele acest... mari, ognița, deci... Da, da, da. E, și undeva pe dunele astea n-a fost bine luat unghiul la poza aceasta. Nu știu dacă vedeți urme ca de schiuri. Da, le văd, da. Sunt practicanți de schi pe nisip. Vin turiști din Franța, din... Bine, se venea pe vremea când Libia era normală. Acum pe război nu mai ești. E, și aici este Mandarata, dacă nu mă înșel. Un lac soră al celui dinainte Gabraon, care a secat. Dar totuși a mai fost un lac... ceva, că e ca un lanț de trei lacuri. Cum ar veni la noi Tăbăcărie și Sudghiol, ca să zic și Marea. Hai să zic Marea, a mai rămas Gabraonul. A fost o comunitate de toareci, cred, care a locuit acolo și își făceau adăposturile din mâlul acesta, care este super colmatat cu sare, și își pălmuiau, ca să spun, și făureau din mâlul acesta, se usca foarte repede case, deși au mai strâmbe, mai... dar erau case. Fenomenul era uimitor. La 50 de grade în aer, intram în casă. 50 de grade, da? Intram în casa aceea, se lipea cam așa pe mine. Mâlul ăla cu sarea dau un fel de efect de aer condiționat. Înăuntru este foarte rece. Deci confortabil. Mai... Mult decât confortabil. Poate soția mea, de exemplu, s-ar plânge. Că ea se ține bine, se simte bine după 28 de grade în sus. La 26 de grade e frig deja. Da. Și aici, în lacul acesta... Mă iertați că tot îi spun lac, dar lac, că sunt român, nu pot să-i spun oază. Bine, eu nu mă... Lac. Lac, da. Creșteau niște râme roșii, cu un fel de... Chiar că în salinitate e uimitor cum poate să crească o ființă. Și localnicii de acolo amestecau râmele astea într-un fel de mălai și își făceau niște turte. Ala era meniul zilei și își luau și proteinele, să spun, din râmele acelea. Eu chiar am apucat de le-am văzut. Aici este o poză cu un ghid, cu un localnic în acea zonă a lacurilor.
fost... frumoase amintiri. Uitați aici, să spun... Tot în Libia suntem, tot da? Tot în Libia, da. Aici suntem aproape de operatorul mare. Se vede, în puțin plan îndepărtat, un parc de-al lor, care au, în sfârșit, atinsese niște tehnologii atunci de... La noi era, nici nu ne gândeam. Nu mai spun povestea că concesiunea e românească și, mă rog, chiar că nu vreau acum. Și acesta era un avion de linie, zbura 1200 de kilometri, aparținea Repsolului și îl mai foloseam și noi din când în când și ateriza la punctul nostru de lucru din Ubari, unde a avut Repsolul activitatea. Să spuneți, respectatorul, că dumneavoastră a stat în Libia cât 14 ani? 11 ani. Da, m-a prins războiul, probabil mai eram și acum, da. Dacă nu se întâmpla războiul. Tripoli. Tripoli, Libia, Burj Al Fatah. Nu s-a spus oficial. Da, poze oficiale, într-adevăr, nu luate de noi, dar uitați, ca poveste, clădirea aceasta nu mai există acum. Și a fost ceva futurist, făcut frumos, cu gust, pe punctul meu de vedere. Uitați, toate elementele arabe, acoladele, arcadele. Ce se vede căciulița aia deasupra turnului este un restaurant rotitor. La o oră face o turație completă. Clădirea se cheamă Burj Al Fatah, Burj la înseamnă turn. Al Fatah, al libertății, așa l-a numit Gaddafi. Vedeți, și lui Gaddafi a plăcut, noi în sfârșit, noi cei care au aruncat acolo, că am fost de partea lui, să știți. Oricum, la ce a dus războiul acum, a distrus o țară. E complet. Am înțeles. Am ieșit din Libia? Am ieșit din Libia. 11 ani. 11 ani, da. Vorbeați dumneavoastră în emisiunea trecută despre un adevărat eroism al celor cu care ați lucrat. Îl întăresc. Îl întăresc. Ceea ce este foarte bine. E bine să-l bolduim. E bine să-l bolduim. Dar aș vrea totuși să vă pun o întrebare. În cei 11 ani, ați avut situații când v-ați putut da seama concret și de caracterul celor din jurul dumneavoastră? Da. Al românilor? Da. Adesea la situații grele? Și... Hai să vă spun, într-un mediu oarecum ostil, și nu din partea oamenilor, ostil ca țară, ca climă, într-o meserie care nu te lasă să greșești. Că noi suntem foarte aproape de parașutiști, de artificieri. Noi nu prea avem voie să greșim de multe ori. Și în dorința de a ține un serviciu care îți dădea o șansă decentă la viață, acolo se separau caracterele, într-adevăr. Rămâneau cei buni. Neghina... Deci, în mod natural. În mod natural. Interesant. Ah, e o vorbă care nu mi-o permite, o să vă zic după emisiune, dar ca să vă dau un detaliu, cineva, un om în vârstă mi-a spus, domne, oamenii de, hai să o traduc așa, oamenii de calitate mai joasă se autodistrug. Așa este, cel puțin în partea noastră. Dar dumneavoastră, acolo în Libia, 11 ani, cum vă împăcați cu dumneavoastră înșivă? Foarte bună întrebare. Chiar foarte bună. Domnule, că te dau dat, păcare. Că dacă nu trăiești așa ceva, prin simpla povestire nu se poate descrie. Gândiți-vă, o super căldură, o super, toate astea le ignorai. La un moment dat te îndoiai de sine. Poți să reziste aici sau nu? Da. Nu pot să fac planul peste 6 ani să zic la salariul ăsta îmi fac o casă și o mașină. Nu. Nu știu dacă săptămână, nu știu dacă mâine mă mai trezesc, mă dau jos din pat. Asta din punct de vedere a înțelege cu noi și între noi românii, sau să zic personal de acolo, parcă aceste greutăți neonici au scos la iveală super, super, mai ales părțile bune au fost exagerate. Am văzut, apropo de eroism, domnule, am văzut mecanici, mecanic fără nicio pregătire super de învățământ superior. Dar vă spun, în materie de prevenitoare, erau doctori, domnule, făceau din ce aveau la îndemână, făceau lucruri care ne treceau toate testele de presiune și ne dădeau ochiul la lucru. Dintr-o bază de meseriași, mecanici, sudori, ingineri, aș putea spune, ingineri nativi, nu neapărat cu școală. Mecanici auto, pe fiecare și are rostul lor. Nu merg mașinile, nu mergem nici noi, nu merg transporte, nu primim materiale. Nu, e un cerc, e o activitate complexă. Și în fiecare sector aș rotiță din acesta am avut cel puțin cu un erou sau doi. Și mai vine în cap acum Strungăria, domnule, ne-a salvat Strungăria. Că eu, hai, sunt la Petromaru în Constanța, oarecum izolat, da? Sunt la 80 de km pe mare, rămân fără prăjini de foraj.
Ce fac? Sun la Roman. Bine, acum zmitalul, dar în sfârșit, sun la Roman. Tovarășul, repede, 5.000 de metri, urgent. Cam sapă aprinsă, rup și îmi trebuie să bag ceva după aia. Bine. Ce faci acolo, în deșert? Nu merge. Romanul este foarte departe. Dar tot în deșert, pentru că nu e așa de simplu să stai în deșert, v-a lipsit vreodată curajul de a ieși din tiparul dumneavoastră? Da. Da. Deci au fost situații. Au fost situații. Apropo de amintiri de viața de petrolist. Îmi vine o întâmplare scurtă, a trebuit să fac un drum în deșert într-o zonă care nici poliția locală nu ți-o recomanda, datorită era foarte frecventată de contrabandiștii de frontieră. Deci, risc total. Risc total. Bine, atunci eram tânăr, rupeam hamul, hai, eroiem, îmi spus să salvăm sonda, să nu stea. M-am riscat și n-am spus la nimeni, am luat o mașină, am umplut-o cu material în sfârșit și am traversat spre zona aceea. Totul cu bine, în schimb la întoarcere, și aveam o mașină cam șchiopăta din punct de vedere a răcirii, mă cam lăsa. Și am observat noapte sticlă. Două faruri în retrovizoare care se apropiau. Deci mi-a trebuit un timp să-mi dau seama că eu eram cel urmărit. Și plus că ai un milion de alegeri, de trasee acolo. De ce neapărat venea ala după mine, pe stopurile mele? Am forțat. Norocul meu că făcusem drumul ăla de vreo 10 ori și știam și noapte. De-aia mă aventuram pe el. Și acolo erau niște grof de tancuri pentru a camufla tancurile din timpul războiului între Ciad și Libia. Și plus că drumul țepea o laterală în deșert, în asfalt, pardon, dar nu te duci cum ți-ar duce drumul, trebuie să o colești puțin prin dreapta, că de aici am diferență de nivel 2 metri. Așa, prin dreapta mă duc exact la nivelul asfaltului. Vă spun, a fost pe limită. Eu am reușit să cârmesc și am intrat pe asfalt și am fugit. Celălalt, n-a știut de diferența asta de nivel, s-a răstogurit, zgomot de far, de praf, de asta am văzut în retrovizor, l-a portat la poliție, era la 500 de metri de locul unde s-a întâmplat. Au fost, nu i-au mai prins, că au fost două mașini. Cea au abandonat epava, cu cealaltă mașină au fugit contrabandiștii. Ei asta, n-au nimic cu oamenii, aveau cu mașinile 4x4, astea le trebuiau lor pentru contrabandă. Și plecând de la întrebarea noastră, din momentul ăla am filtrat. N-am mai forțat, n-am mai... Chiar când am văzut polițaiul cât a fost de speriat. Și... Dar și totul e bine când se termină cu bine. Cu bine, da. S-a terminat cu bine și cu un ceai la poliție, că la ei panica se tratează cu ceaiul. Ceaiul, de fapt, e paraceu universal. Te doare nasul, ceai. Ești speriat, ceai. Ești binevenit, ceai. Ești răuvenit, ceai. Deci ceai peste tot. Ceai e tratația supremă. Ce mai punem pe foaia de parcurs după Libia? După Libia, o scurtă perioadă. Eu place să o numesc între războaie. Vă rog, da. Da, și am lucrat la actualul GSP din Constanța, fostul Petromar și grup servicii petroliere. Și m-am axat acolo pe partea de atât de huiduită din manipulare și din prostie omenească, acea fracturare hidraulică care... Am auzit, cunoaștem, devenise un fenomen social... Doamne, și cât e de proastă lumea! Mă scuzați, că dar alt cuvânt nu găsesc. Nu spun naivă, nu spun... Nu judeci cu o pânză de afriatică de care noi o folosim la 200-300 de metri o sursă de apă. Spune-ți un kilometru, hai să spun. Vreau să sapă un kilometru. Și tu faci fracturarea hidraulică la 4.000 de metri și are una cu alta. Fracturarea hidraulică, dumneavoastră știți mult mai bine, este un procedeu mai vechi folosit și în România. Cu succes. Da. Poate în secunda asta, când noi vorbim de fracturarea hidraulică, se fac înțeleg despre ce este vorba, se fac de 10 ori. Și cu niște chimicale non-agresive, este un gel cu niște bile de ceramică sau din alte materiale, se formează o crăpătură, presiune hidraulică și bila aceea ține crăpătura deschisă. Simplu și atât. E ca și cum aș crăpa un zăcământ ca să-mi curgă mai repede. Să-mi curgă. Mai am o curiozitate. După această experiență de 11 ani, nu ați dat înapoi și ați mers mai departe, da? Mi-a părut rău când s-a terminat. Vă dau cuvântul. Devine ca un drog. Nu știu dacă ați experimentat.
sincer să fiu acum, dacă m-ați luat repede și mă întrebați mâine, te sui în avion, te duci în Libia, n-ați spune nu din prima. V-aș mai întreba, dar unde mă duceți? Cu ce zonă? Și ce am face noi acolo? Și probabil răspunsul ar fi da. Am înțeles. Dar ca fiecare om are și defecte. Întrebarea mea e directă. Care sunt defectele noastre pe care le puteți îndrepta? Sau le mai puteți îndrepta? Sau nu e cazul? Da, este cazul. Este cazul. Sunt puțin, din punctul de vedere al punctualității, sunt puțin neserios. Eu n-am observat acest lucru, da? M-am străduit, sincer, pe ca aici să nu întârzi, da. Cunosc zodia foarte bine, da? Și cam cu cât întârziați așa la o întâlnire pe care o fixați? Câteodată și cu zilele, în sensul... Cu zilele, da. Eu aș da vina pe sistemul de lucru, o 4 săptămâni, care practic acum... Este, e un argument. Și lipsa de somn și în sfârșit. Dar îmi place să dorm, să știți, când am un timp liber... Deci vă odihniți, da, îmi place să, efectiv să dorm și frumos. Din 4 săptămâni care le-am, 2-3 zile la început le detec somnului. Când simt eu că... Fără să fiți deranjat. Fără să fiu deranjat, exact. De aceea v-am mai amintit în emisiunea trecută, am o casă undeva într-o zonă frumoasă de munte și acolo mă ascund. Și când deci departe de lumea dezlănțuită, absolut, da? Da. Unde urechile le folosești numai pentru păsări și vâjuitul gârlei de jos. Chiar gârlei, spune ei. Frumos, da. Foarte frumos. Vă deranjează dacă vă rog să facem o scurtă pauză? A, nu. Binevenită, da? Binevenită, și vom intra cu forțe proaspete, vom avea și un telefonist la recomandarea dumneavoastră și vom mai avea și alt gen de întrebări care sper să fie mai plăcute. Mulțumesc și sper să nu plictisim, să nu plictisesc eu auditor. Nu, cu formă de plural, pentru că amândoi suntem responsabili. O scurtă pauză. Mulțumesc.